În decembrie 1999, Biserica din Desești a fost declarată monument UNESCO. Aceasta este una dintre cele 8 minuni ale județului Maramureș. Unicitatea acesteia este dată de faptul că încă în acest locaș de cult se oficiază Sfânta Liturghie. O comoară a satului maramureșan, alături de celelalte încă 7 biserici înscrise în patrimoniu mondial UNESCO. În total, 8 biserici maramureșene înscrise în zestrea culturală a lumii. Alături de alte foarte multe biserici, monument istoric. Maramureșul având peste 90 de biserici, monument istoric. Aceasta se înscrie în ordinea timpului, după anul 1717, când vechea biserică a satului era incendiată la ultimul val al tătarilor prin Maramureș. Vestită în întreaga țară, dar și în străinătate, anual ajung în Desești turiști din Japonia, Ungaria, Italia, Spania, precum și din alte colțuri ale lumii. Vara, mai ales, dar și în restul timpului, marile sărbători care dau spiritul de poveste al Maramureșului, în care biserica își revarsă pe deplin lumina, aduce oameni din multe părți ale lumii. Ne bucurăm să privească înspre lumea noastră prin ferestrele de lumină ale bisericii, turiști din toată lumea, japonezi, francezi, americani, oameni de pe toate continentele, care vin și trăiesc frumusețea acestui spațiu de lumină. Și prin el regăsesc și energia strămoșilor, a oamenilor care au realizat astfel de lucruri. Recent, mica biserică din lemn a fost vizitată de către ministrul de externe al Ucrainei, dar aici au ajuns și alte personalități. Biserica din Desești este patrimoniu UNESCO alături de cele din Bârsana, Budești, Eud, Plopiș, Poienile Izei, Rogoș și Șurdești. Unicitatea este dată și prin faptul că și în ziua de azi, localnicii îmbrăcați în straie populare sunt prezenți la liturghie în fiecare zi de duminică, dar și în zilele de sărbătoare.